Oameni buni și bine m-am găsit la un nou vlog. Suntem la noi în cameră, la mine în cameră, și vreau să vă arăt setup-ul meu. Eu vi-l arăt că numele să vi-l arăt. Uite la aici, ăsta este setup-ul meu. Volan Miria, monitor LG, unitate de la Nuoi, nu știu cum zice la el. Îl pornim și să o bag în priză. Așa. Și asta este setup-ul meu. Unitatea este acesta aici. Biroul meu. Aici este loc pentru unitatea mea. Monitorul aici. Camera m-am pus aici. Tastatura este și aici. Care o să eliminez în câteva momente. Când vrea. Acolo este internetul, boxele de la Genius, două, și aici una. Da, uitați că s-a luminat și tastatura. Tastatura asta și cu mouse-ul și cu mousepad-ul l-am luat din Altex. Era 4-in-1 și, ba nu, era una, două, trei cu mousepad-ul și cu o pereche de căști de la Miria. Parcă era, parcă de la Miria, nu mai știu, habar n-am. Scaunul meu de gaming de la Miria. Gaming Serious. Volanul meu a fost așa, a fost vreo 2 milioane, 3, nu știu câte, a fost, habar n-am, mai știu, a fost 3 milioane când am luat-o. Cu tot cu pedalele care le-am aici. Aici a fost un pic de, aici a fost lipită. Aici a fost lipită. Pentru că se mișcam. Băgate niște hol șuruburi până ea, sau șuruburi și aboarna mea era în ea. Unitatea mea este nouă, am avut una mai veche, dar una este chiar în pod, am băgat un pod, nu mai avea ceva cu ea, efectiv. Am sunat la băieții de la reparații calculatoare, care se ocupă cu unitatea, la care am luat unitatea asta, și m-a costat mult să repar. Așa, aveam alt monitor. Tot de la LG, Flatron sau nu știu cum se zice. Dar acum l-am pe ăsta. Tot de la, nu știu, l-a luat ai mei. L-a luat, cred că de la Altix, nu știu. Așa. Am Microsoft camera, așa cred că așa se numește Microsoft. Camera asta, Barnum. Și cam așa este setup-ul meu. Mașina asta este găsită pe internet, pusă pe wallpapers. Așa, volanul meu a avut manetă, dar încă mai am aici. Oare aici? Acolo. Și boxele care le-am în spatele meu, boxele de la Miria. Tot de la băieții de la care am luat unitatea. De acolo am dat 50 de lei pe ele. Am două boxele. Avem Intel Core i3. Două HyperX înăuntru unității aici. Și avem, oricum, e făcută pe piese ca lumea, ca să meargă orice joc, chiar și 19-le, care le-am aceea, 19-le, pentru că pe celălalt vechi nu mergea, acum merge pe ăsta, dar la ăsta e o problemă, nu am de la pentru CD-uri, nu am de la pentru CD-uri, m-a scos-o afară mereu, o suflu de praf, că dă seama că aici e mereu praf. Aici unde stă ea. Am internet de la Digi. Și tastatura mea arată cam așa. Aici W-ul și Q-ul este puțin șterse, dar nu-i probleme, se observă. Adică m-am învățat cu butoane deja. Și cam asta este prezentarea setup-ului meu. Aici am o cană de NES. Acolo, dacă vedeți, cană de NES. Și scaunul tot din luat din Altex. Bine, mi-a venit pe comandă. Din are aici piele, nu știu, chiar nu știu ce este. Dacă eu zic că e piele, borna. Și a costat vreo 3 milioane. Dacă mai ceva. Pe acolo, borna, nu știu. Și cam asta este prezentarea setup-ului meu. Ăsta este setup-ul meu, pentru cei care mă întrebați. Ăsta este setup-ul meu.
pe care filmez. Cred că pe viitor o să mai am un monitor. Se pot face live-uri de farming. Cred, nu știu, vedem pe viitor. Dar ne trebuie cașcaval ca să luăm.